Bine ați venit la un nou material extra. De data asta am mers la curs să învățăm, pentru că înainte ne-am dat un Mimi electric, nu știu dacă ați văzut, și eu cel puțin am dat spin în primul tur și acum am comandat tot ploaie. Am zis, bă, să plouă ca să fie aceleași condiții, să învăț ce trebuie pe ploaie, că eu nu sunt bun pe ploaie, mai bine ploaia mă termină. Avem aici un curs susținut de Silviu Toma, pe care l-ați văzut în podcast, și am zis, bă, dacă tot îl iubiți atât de tare, hai să venim la cursul Romanian Driving Experience, cred că am zis bine. Și să ne dăm cu BMW de la BMW România, să trăiască domnul Șereme, e bine în pat, e bine, e cald, e frumos, e ce trebuie. Învățăm frânarea de urgență, evitarea unui obstacol în frânare de urgență, drift la 110, dar vedeți în material. Să întrerup această radio emisiune, difuziune și așa mai departe. Trebuie să o întrerup pentru că am un mare anunț pentru voi. Dacă doriți să vă achiziționați o mașină second hand în următoarea perioadă, puteți să accesați site-ul Car Vertical și să verificați acolo mașina, dacă are daune, kilometri dați înapoi, etc., etc. Toate astea foarte simplu, aici în descrierea videoului găsiți linkul pe care trebuie să-l accesați pentru a intra pe site și aveți și discount, doar pentru că vă uitați la Stax, adică la noi, nu la mine, eu nu sunt Stax, Stax suntem amândoi, atât de simplu. Urcă-te la volan și reglează-ți poziția la volan, că după aia mă urc eu ca să merg să... E reglată. Băi, e reglată, mă! 1-2-1-2, se aude aici? Hai să facem un fel următor. Dacă toată lumea mă aude, semnalizăm stânga după ce pornim motorul. După ce pornim motorul. Cine e pornit ăsta? Excelent. Băi, da. Voi n-aveți nevoie de nimic. N-avem. Începem, da? Da. Ai emoții, nu? Rău, deci nu mai pot. Ia. Yeah. Stă bine la volan. Nu. Stă un drac. Ce faci, mă, ți-ai regulat scaunul și stai în spate? Da. Mă enervam că nu citește nimeni pe eveniment detaliile, mă. Nimeni, toți mă întreabă pe mine, mă, frate. Descriu degeaba acolo, degeaba, efectiv. Degeaba. Cred că așa zice și Silviu. Vin, domn profesor. Vin și stai în clasă. Pentru că nu avem mașină din cauza lui Șereme, o să fac eu warm-up în locul vostru. Ca să vadă ceilalți din spate cum... Fă warm-up, profesor. Ha? Prea în rec. Că până la domn Șereme. Și remet! El dracu! Nici nu mai îți modifică asta. Bă, aia stă la frâne, nu? Modifică, mă, ce vrei, că îl reglez după aia, nu fi nebun. Că n-am reglat nimic. Stă asta la frâne. Nu pot să cred că l-ai dai mai în față și cu geaca aia pe tine. A? L-ai dat mai în față? A? Da, doar că stă mai jos. În regulă, ne punem în mișcare, urmăriți mașina din față. Nu ieșim de pe asfalt. O să aveți niște surprize acolo. Exercițiul începe așa cum valiți în capăt, de acolo vom accelera și când fața mașinii aici, vreau să apăsați pedala de frână cum v-am învățat la teorie. Eu o să fac așa. O să fac un demo la 30 de km la oră, după care dublez viteza. Și o să vedeți o chestie foarte interesantă. Ce-mi doresc este așa, să vă așezați acum, fiecare unde consideră, unde credeți că o să mă opresc la 30 de km la oră? Unde se oprește la 60? Aici. Aha. Deci de aici. Auzi? Cred că erai în portbagaj și măcar pe caput. We'll be right back.
60. Pa, ca pura mai devreme! Excelent, foarte bine, Daniel. 66 viteza. Nu, frânare de urgență, domnul, ce faci? Frânare de urgență, păi asta e ideea. Știți că există mereu povestea aia. Domne, eu știu să estimez cât spațiu am nevoie să frânez. Păi, trebuie, aveți ocazia să o faceți aici. Deci, pot atenție! Pot să încep frânarea de unde vreau, da? Am zis! După punctul ăla, am zis! E ok. Ce condus preventiv, Ioana! Incredibil! Iarăși ai trișat! Iarăși ai trișat! Am aprins avariile, n-ai ce să zic. Ai aprins avariile, da. Din buton, de unde? Ai avut o bucată în care ai luat piciorul din frână. Și de unde crezi că știu asta? Băi, da, mă. Am și o experiență. Băi, apain. Bine, tot e la una în lumină de el. Am frână plană. Ai frână plană? Da. N-ai frână plană? Da. Hai tăticule. Zice de acolo. Zice de acolo, stânga dreapta, nu știi tu. Prima intrare, stabilizăm mașina la 40 de km la oră la intrarea în exercițiu. Sunt gata eu? Uite, 40, am 43. Te-am atât să o ții pe ea aici, că ea... Mă, ce aproape e cu de... Ce-am dărâmat? Excelent! Frână! Privirea între... Ce frână? Păi eu mă duc am treabă, mă! Eu nu știu cum am trecut. Adică, în moment... Deci, dacă mă întreabă cineva unde ai avut loc, mai în stânga, mai în dreapta, nu știu, doar că nici în oglindă n-am mai apucat să-l văd pe ăla din dreapta dacă l-am dărâmat, doar pe ăla din stânga l-am văzut. Deci să zicem că a fost bulan, bulan, jalan bulan. Ei, viteza mică, stai să vezi la 60. Asta e. Aia e, trebuie să-i zici noi bine, trebuie să părem proiect. Mă oftic țip în mașină, singur, fac haos. Am văzut. Eram convins că am trecut, ești de bun, la timp cu roata spate. Boss, l-a luat. A trecut în el, ești de bun? Și tu la fel. Eu n-am l-am luat așa. Ei, nu. Așa l-am luat și eu. Da. Ultima trecere este aceasta. Haide, unde doriți dumneavoastră, stânga sau dreapta, cu 60 de km. Nu, faci tu unde vrei. Este un bonus. Faci unde vrei tu. Lasă-și trecătoarele. L-ai drămat. Rugămiș! De ce? V-am făcut totul bine, bă, gata. De ce? Băi, de-a dracu, nu vă pot să eu. În dreapta! Uuuu, n-am atins nimic. Băi, nu, jur. Foarte, foarte puțin ai șters al doilea jalon de culoare roșie, pentru că ai virat un pic prea târziu, dar l-ai șters tot. Am șters. Era apă pe el. Dar pentru Ioana, 60 de km la oră... Era apă pe el, dar l-am șters. Ugh!
zi? Nici volan perfect. Ne-am uitat unde trebuie, foarte bine, frânare bună, bravo. Tu nu știi că ăsta nu editează nimic. Ăsta a fost cursul. Eu plec cu ceva plus de aici. Nu pot să spun că n-am venit așa degeaba și că m-am născut învățat. Deci plec cu plus. Am exersat lucruri pe care nu le exersezi cu mașina ta. Că nu le faci. Că nu o să te apuci tu să pui frâne și să tragi punga și dreapta și nu știu, nu știu cum. Nu vreau să înțeleagă cineva că am venit aici să devenim pilot de Formula 1. Este modulul încă. 1. Încă, da. Este modulul 1 la un curs ce ar trebui să facă parte din școala de șoferi obligatorie pentru toată lumea, pentru că responsabilitatea este foarte mare atunci când vă urcați la volan. Mai zici tu, vede ceva. Dacă mai ai ce? Antante, vize mane pe, vize mane compane. Antante. Păi nu, eu mă bucur în primul rând că am reușit să vă aduc aici, că știi că povesteam în podcast că e foarte greu să aduci omul la circuit, că din momentul în care ajunge aici și vede exact ce face, îl convingi că a făcut un lucru bun. 100%, da. Plus că, așa cum ai spus și tu, ăsta este, bă, singurul loc în care poți să experimentezi astfel de situații într-un cadru sigur și controlat. Ai văzut, corect, ai făcut frânări, da, viteri la 100 la oră, adică asta nu poți face, poți asta să în faci parcare, într-o parcare, nu poți să faci nicăieri. Corect. Plus că și feedback-ul ăsta în timp real, la fiecare trecere, un trainer îți spune, ce ai greșit, ai virat prea devreme, ai virat prea târziu, nu te uiți unde trebuie, anticipează un pic mai mult. Feedback-ul ăsta te ajută să îmbunătățești de la trecere la trecere, astfel încât tu când pleci de aici, bă, am învățat ceva, exact cum ai spus tu, da, plec un plus. Da. Da, 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 da. Eu zic că e un mare lucru. Eu zic că oamenii care au posibilitatea financiară să o facă, pentru că nu sunt bani aruncați în nicio formă, iar cei mai așa care nu pot, asta e, ne uităm pe internet, încercăm să ne tragem informațiile de unde putem, din cărți, din manuale, din lucruri. Aici pot să spun și eu ceva. Recent mi-a scris cineva pe Instagram, aș vrea să învăț mai multe lucruri, dar nu-mi permit să fac cursurile astea. Okay. Voi de unde pot să-mi iau niște notițe? Nu vreau să intru în detalii. Faci tu. Sunt absolut convins că cine își dorește să facă ceva, în orice domeniu, găsești resursele necesare. Și îți dau un mic exemplu. Cred că 90% din populație are cel puțin un telefon de 500 de euro. Oh. Cât timp îți permiți un telefon de 500 de euro, că ai făcut rate, că n-ai făcut rate, că l-ai luat second hand, că l-ai luat cum cred că îți permiți să pui și niște bani deoparte lunar pe care să investești la final în siguranța ta, celorlalți, a familiei și a mai departe. Că, da, da, e greu. E greu, dar oamenii ar trebui să gândească... E vorba de mentalitate. Da, trebuie să gândească puțin mai corect. Atâta tot. Haide că îi ținem cu vorbă multă și... Da, mă, când trebuie să ne avem și o băiat ăsta, geaca asta. Geaca, da? M-am urdărit tu cu căi. A luat de la BMW, dar o să aibă pachetele acolo de cursuri, o să le avem și noi, o să știți, o să mai facem un podcast cu Silviu Toma și... Doamne! A zis că se pregătește puternic pentru voi să rupă norma. Deci urmează lucruri mișto și utile.